statisticile oficiale ale Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție cu privire la copiii cu unul sau ambii părinți plecați la muncă în străinătate au înregistrat o creștere semnificativă în ultima perioadă. Dacă în decembrie 2015 erau 85.000 de copii în această situație, anul acesta, în martie, au fost înregistrați peste 97.500 de copii. Datele colectate de la inspectoratele școlare de către Salvați Copiii au relevat însă un număr mult mai mare, peste 212.000. În județul Constanța, 3.708 de minori sunt lăsați în grija altor persoane, părinții fiind plecați peste hotare. Aceste date nu surprind întreaga amploare a fenomenului, pentru că includ doar copiii înscriși în sistemul educațional. Se estimează că, adăugând și copiii de vârstă antepreșcolară și pe cei neînscriși la școală în abandon școlar, numărul total al minorilor cu părinții plecați în străinătate ar fi în jur de 250.000.